de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Și afară plouă și noi vorbim despre organigramă nouă la primăria Piatra Neamț, așa că nu vă mai iau cu multe lucruri, începem direct emisiunea fără alte divagații. Internat era, să spun, invitat în emisiune, administratorul public al municipiului Piatra Neamț, domnul Vlad Moscalu. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit, cu dumneavoastră, cât și telespectatorul dumneavoastră. Sper internat să nu fiu prea curând, cu toate că n-ar fi prima dată. Nu, de asta zic, era, nu știu ce stătea în cap. Probabil că am început în versuri, ceea ce nu e bine pentru această emisiune. La ce vreme avem afară, trebuie să căutăm orice modalitate. Exact. Domnul Moscalu, chiar dacă vroiam să discut și alte lucruri astăzi, trebuie să discutăm despre noutatea dată de ședința, noutățile apărute în ședința de ieri și după ședință, în conferința de presă, anunțată foarte târziu, asta ca să pun punctul pe ei, ceea ce a făcut ca să nu participăm în formula pe care doream să o facem, așa, nu puteam să mă abțin. Vor mai fi ocazii, vă asigur. Așa, anunțat așa de târziu, nu este nici corect, nici frumos și nici, cum să spun, respectos față de presă. O conferință de presă se anunță pentru că ea necesită și un anumit nivel de pregătire, trebuie să te duci, dacă vrei, și cu un aparat, trebuie să-l pui, să-l instalezi, adică sunt niște lucruri care se fac. Da, trecem, haideți să revenim la lucrurile noastre. Deci am aflat că se modifică organigrama instituției, că vom avea, vom trăi mai bine după ce vor fi făcute coridoarele de mobilitate, dar până atunci mai împrumutăm niște bani ca să le putem face, și s-a vorbit ceva și despre societățile primăriei. Haideți să începem cu organigrama. Deci am văzut că în aceste vremuri de criză, și dumneavoastră o să-mi explicați de ce, crește numărul funcționarilor de la... În jur de 230 la 270. 238 existente, nu știu dacă și ocupate. Nu sunt ocupate. La 277, care probabil vor fi ocupate. Vor fi ocupate, dar gradual. Nu aș dori să considerăm că va crește personalul la primărie, așa, fără niciun motiv. Motivele sunt foarte bine întemeiate. Această decizie de restructurare, practic este o restructurare a primăriei, nu a fost luată în pripă așa cum mulți și-au dorit. A fost o decizie analizată corespunzător pe fiecare departament. Am ajuns, spun eu, la un nivel de maturitate a cunoștințelor din fiecare departament după 6 luni, astfel încât să putem spune ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit. Ați văzut cu siguranță că a apărut departamentul, direcția tehnică. Din punctul meu de vedere, trebuie implementată cu mult timp în urmă. Dar nu exista o direcție tehnică? Nu, sau nu ceva exista ce o avea... Ceva asemănător, da. Dar nu a existat o direcție tehnică în primărie. Dar ea a fost, nu știu, scoasă, nu știu de ce. Dar o văd ca imperios necesară pentru a merge mai departe. Pentru că avem foarte multe probleme tehnice care au nevoie de specialiști pe fiecare disciplină, să spunem așa. Creșterea nu este generată de nevoi noi, să spunem așa. Sunt nevoi existente care în prezent sunt gestionate și de societățile Consiliului Local. Nu o să vorbesc foarte mult despre aceste societăți, dar ce pot să vă spun este că pregătim o infrastructură care să fie capabilă să gestioneze astfel de servicii internalizate, da? Din cadrul primăriei. Cam atât în primă fază. Dacă aveți o întrebare mai specifică, să mergem eventual cu fiecare departament și să vedem. De exemplu, ați vorbit despre faptul că ați putut vedea ce se întâmplă în fiecare compartiment al primăriei. Organigrama va crește, e ok. Vom asista și la modificări în cadrul unor servicii existente. Mă gândesc că aveți servicii, da, destul de populate.
după părerea mea, și câteodată populate, ca să spun așa, în mod artificial. Au fost populate în mod artificial. Deci, care sunt serviciile din primărie care, în urma analizei, au probleme de randament, au avut probleme de randament, dacă ele se modifică ca structură, și după aceea vom discuta și despre fiecare compartiment, compartimentul de supraveghere a modului în care se implementează proiectele și investițiile publice, de exemplu, dar să ajungem acolo. Revenind un pic la numărul din organigramă, sincer, nu este obligatoriu să avem acei 277 de oameni. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Cei 235 aici sunt de acord cu dumneavoastră. Vorbim în primul rând de crearea unei infrastructuri cu acele compartimente care se răspunde nevoilor cetățenilor, într-o modalitate mai clară pe fiecare departament, pe fiecare tip de problemă comună, să spunem așa. Nici acum nu avem 235 de oameni. Încă avem posturi vacante. Știți foarte bine, și a spus și domnul primar Andrei Carabelea, că avem a treia oară concurs pentru director la patrimoniu. Vrem oameni capabili. Nu acceptăm oameni trimiși. Da? Deci trebuie să învățați, trebuie să citiți. Este foarte clar ce trebuie cunoscut pentru a putea participa la concurs și eventual câștiga. Așteptăm oameni capabili. E, cred că, cel mai clar mesaj pe care pot să-l transmit. Mesajul cel mai interesant a fost înainte, când a spus că nu acceptăm oameni trimiși. Nu, pentru că este, tot timpul se aude că se trimit oameni din diverse, că se face presiune. Nu există, deci nu, cel puțin domnul în Moscalo. Acest moment, nu vreau să vorbesc despre trecut. Nu, dar nu e vorba de trecut. Domnul Moscalo, acesta este un lucru care s-a înrădăcinat și până când nu veți folosi o metodă de dezrădăcinare câteodată chiar radicală, lucrurile nu vor fi percepute altfel. Cum poți să percepi că lucrurile merg bine când ai șefa unui partid care ia un concurs într-o instituție? Ai un consilier care ia un concurs într-o instituție cu o zi înainte de votul pe decisiv pentru alegerea vicepreședinților. Adică lucrurile astea sunt atât de vizibile încât dumneavoastră când veniți acum și îmi spuneți pe bună dreptate, doamne, eu vreau oameni competenți. Eu mă uit la dumneavoastră așa și zic wow, cât de competenți. De unde să îi luăm? Nu cumva tot de la partid? Eu vă cred pe dumneavoastră, dar așa se gândește. Știu, tocmai de asta spun că avem nevoie de oameni capabili. Vă spun sincer, acum fac o paranteză. Știți foarte bine că mă ocup și de partea de patrimoniu. Am nevoie de un director de patrimoniu ca de apă. Volumul de documente este incredibil. Problemele la patrimoniu sunt arhicunoscute. Am nevoie de el de acum 4-5 luni. Dar chiar și așa am spus, nu trece nicio persoană care nu este capabilă și nu poate să îndeplinească condițiile de la acest post, pentru că este un post cheie pentru a merge mai departe. Dacă nu avem patrimoniu bine gestionat și el nu are o direcție patrimoniu, nu are o direcție tehnică care să-l ajute să îngrijească, să investească prin departamentul de investiții în acel obiectiv de patrimoniu, nu avem nicio șansă să mergem înainte. Avem centrale termice care stau să cadă. Alea pot fi folosite ca depozit, pot fi folosite vara pentru depozitat, nu știu, tractorașele de iarbă, să nu le mai plimbi logistic dintr-o parte într-alta, iarna pot să țină utilajele de dezăpezire pentru trotuare. Adică se pot gândi lucruri în care să îmbunătățească logistica. Dar pentru a putea avea oameni care să gestioneze acele activități specifice, trebuie să creeze niște departamente care să trateze, să ia de hrățuri, să spunem, nu, acea problemă. Așa este. Deci, de ani de zile, noi spunem același lucru. Problema este ca lucrurile astea să fie chiar urmărite și chiar implementate. Adică să nu se ajungă la un moment dat la mici, cum să zic eu, înțelegeri. Acum, am văzut că se vrea acest compartiment de supraveghere a modului în care se implementează proiectele și investițiile publice. E ok, dar eu știu că în primărie, până în acest moment, fără această denumire, pe anumite
segmente de activitate, normal trebuiau să fie oameni care să supravegheze aceste lucruri. Vă spun sincer, organigrama nu a fost făcută în funcție de persoanele actuale, nu nominal, ci responsabilități. Ce trebuie să facă acel departament? Știți foarte bine că o persoană, cel puțin noi românii, pot să spun că nu suntem buni doar la un lucru. Suntem buni la mai multe lucruri. Politică, fotbal și femeie. Aici da, n-aș intra în acele departamente, da. Dar suntem capabili, în modul în care am fost construiți încă din școală, să ne putem adaptăm. Să ne putem adapta la diverse schimbări. Și atunci, de asta, organigrama a fost realizată pe necesitatea urbei, nu pe ce oameni avem în primărie acum. Primul pas este realizarea infrastructurii. Asta am spus-o și data trecută. Faci infrastructura, adică organigrama, și abia apoi clădești pe ea. De ce spun clădești? Pentru că nu e suficient să ai un compartiment. Acum trebuie definite foarte clar pe fiecare compartiment, pe fiecare direcție, pe fiecare responsabil, șef de birou, care sunt responsabilitățile lui punctuale, nu generale. Da? Dacă ne uităm acum în regulamentul, în ROF sau în fișele de post, ele au anumite lucruri punctuale, să zicem, extrase din lege, dar nu sunt atât de punctuale la necesitățile din orașul nostru. Nu sunt particularizate pentru activitatea specifică a postului respectiv. Exact. Și atunci, în momentul în care știm care sunt obiectivele noastre, care trebuie menținute, reparate, valorificate, și nu aici nu vorbesc de vânzare, valorificate, adică să fie folosite la potențialul lor adevărat. Da? Abia atunci poți să spui care sunt acele responsabilități și mai mult decât atât, creezi niște indicatori pe care ulterior îi poți cere acelei persoane, acelui șef de birou, acelui director de direcție. Sau chiar funcționar. Sau chiar direcție. Funcționar public, bineînțeles. Și aici nu vreau să sperii pe lume, o să avem niște targeturi. Nu, sunt niște obiective cât se poate de eficiente. Câte clădiri ai, nu știu, reparat, ai vizionat, câte rapoarte de întreținere ai întocmit pentru acele obiective, care sunt investițiile pe care le-ai detectat în acel raport, investiții pe care trebuie să le gândești de acum, din iulie, pentru anul viitor, nu în decembrie. Da. Da? Deci sunt activități care trebuie gândite, repet, în funcție de o infrastructură organigramei. Având în vedere că primăria are și școlile, ca să spun așa, clădirile școlilor, acolo este o muncă enormă care tot timpul a fost neglijată și cred că de zeci de ori, de sute de ori am spus-o și în emisiune și în scris, că nu este normal ca primăria să nu controleze, să nu ceară explicații asupra banilor dați școlilor pentru lucrurile mărunte. Și toată lumea, cei care veneau la vremea de azi, și noi le-am dat cât au cerut. Pot să vă spun că avem o persoană foarte capabilă care se ocupă de relația cu școlile și analizează foarte bine și cunoaște foarte bine situația fiecărei școli. Nu cred că are rost să-i spun numele. Ba, dacă vreți, de ce să nu? Doamna Nichitengu. Doamna? Nichitengu. Doamna Nichitengu. Face o treabă foarte bună și vă spun, de fiecare dată când am cerut o informație sau un status, era punctual și, sau dacă nu exista, a fost generat foarte repede. Dacă tot ați atins punctul școlilor, au fost investiții acolo, din ce am putut să văd în aceste 6-7 luni, care nu au fost făcute bine, dar nu au fost gestionate pe parcurs bine. Dacă, de exemplu, vorbim de panouri solare. Avem diverse școli care au panouri solare, atenție, nu fotovoltaice, solare. Nu, solare, pentru că apa caldă, da. Apa caldă. Apa caldă menajeră, ACM. Da? Care nu au fost gestionate corespunzător. Și atunci, în momentul în care se strică un tub, două sau ai o pierdere de presiune, atunci nu mai funcționează eficient. Și încet, încet, ele se pot degrada. Având acum în departamentul tehnic un compartiment care se va ocupa specific de analiza acestor rețele, care nu se schimbă în fiecare zi, da? Va fi, cred că, mult mai ușor să le gestionăm, să le folosim eficient și mai mult decât atât să le dăm întreținerea de care au nevoie. Știm toți să avem chiar și apă caldă în școli. Să avem chiar și apă caldă. Apă caldă mai ieftin decât am obținut din... Bun, încălzire electrică sau încălzire termică. Eu n-am spus întâmplător să avem și apă caldă, pentru că sunt școli în care nu avem apă caldă. Și e păcat că vă spun, un astfel de sistem poate asigura apă caldă menajeră în jur de 10 luni pe an, dacă nu mai mult, în funcție de cât de eficiente sunt tuburi în vid și așa mai departe. Da. Da, sunt multe lucruri de discutat pe tema sensul asta. Acesta, pentru că, de exemplu, mi-aduc aminte de ce a fost schimbat un director de liceu. Să vă spun de ce a fost chemat
la primărie. Tatăl meu a fost birou, director adjunct de liceu. Deci a fost schimbat, nu, și a fost schimbat, a fost chemat la primărie și s-a pus în față o factură. Și luați, semnați factura că vă dăm banii să plătiți. Păi de ce? Păi uitați-vă în factură, știți, acoperișul. Și da, dar lucrările astea nu s-au făcut. Lăsați, semnați că se rezolvă. N-a semnat, a avut atâta stimă de sine să nu semneze. Și după ce a plecat la școală, în câteva săptămâni, a fost schimbat din funcția de director. Lucrurile acestea nu mai trebuie să întâmple, domnul Moscalu. Adică legătura aceea, să vă spun eu, malefică, între grup de interese politic, grup de interese economic și banii municipiului. Și aici îmi doresc foarte mult să vedem în următoarea perioadă că lucrurile astea se rezolvă și se sparge buba. Înțeleg ce vreți să spuneți, n-aș vrea să speculez, sincer, nu cunosc acel caz. Tot ce pot să spun este că ce se va face, ce vom semna acum, e lucru bine făcut și ce nu e făcut bine se va reface. Am văzut aici că vorbiți despre direcția de implementare proiecte. Așa deci, este. Măriți acolo numărul de posturi. Avem un deficit major. Oamenii de la direcția, de la DDIP sunt arhiplini. Deci oamenii lucrează 7, 8, 9, 10, 11 noaptea. Sunt subdimensionați grav. Și vorbim de o situație care deja trenează de ceva timp. Deci au un și sindrom de burnout. La un moment dat nu mai poți. Pe lângă asta mai vine și exercițiul financiar 2021-2027, programul operațional regional, care urmează să fie lansat și atunci se vor naște alte oportunități de a face noi proiecte sau de a continua în direcția celor care sunt acum în implementare. Și atunci e clar nevoie de mai mulți oameni, atât pe scriere de proiecte, cât și pe monitorizare, implementare și monitorizare proiecte. Acolo, într-adevăr... Cam cât de mare e deficitul? Îmi lipsesc cel puțin 40% mai mulți oameni decât avem acum. Și acum sunt 6? Nu, sunt mai mulți. Îmi scapă numărul 13-14, în jur de 13-14. Avem în jur nevoie de 30 de oameni minimum ca să putem să facem față acelor noului POR, dar și proiectelor care urmează să intre în implementare, sunt foarte mult. Am vizitat două municipii. Nu mai le dau numele aici, că toată lumea spune că dau exemple, așa, în care erau asemenea echipe. Într-unul, primarul găsise niște soluții extrem de interesante de cointeresare a acestor oameni. Pe lângă ceea ce spune legea, 50%, așa, în celălalt, practic, compartimentul acela, nu că se autofinanța, mai autofinanța și vreo 6-7 compartimente. În sensul ăsta s-a gândit ceva pentru acești oameni care ar veni acolo, să fie atrași să vină? În mod normal, persoanele care lucrează pe proiecte europene, au un spor dat... Parcă 50%. Până la 50%, dar sporul ăla este în funcție de numărul de ore efectuate real pe proiecte, de eficiența activităților pe care nu e așa, ai intrat, ai 50%. Nu, pare rău. Da. Trebuie să ai performanță. Dar e mult mai ca ușor, principiu. Fiind un schelet mai bine definit a activităților, e mult mai ușor să generezi indicator de performanță și atunci e mult mai ușor să cuantifici cât în plus merită acea persoană pentru munca depusă. Din punct de vedere financiar este motivant. Nu la fel ca munca în privat, asta o spun pentru că vin de acolo și știu foarte bine ce gap de 3 ori, 4 ori mai puțin, dar trebuie să iei în considerare toate avantajele și plus că faci ceva și pentru inimă, nu doar pentru portofel. Nu, dar în timp... Nu contează foarte mult asta. Poți avea, vorbesc din punctul meu de vedere, o țintă să faci cât mai mulți bani, dar la un moment dat te gândești poate și la alte aspecte. Bun. Vrei să lași ceva? Nu știu, eu ca și constructor vreau să las ceva bun în spate. Așa
am crescut și sper să aducem oameni care gândesc în aceeași direcție. După ședința de ieri, după conferința de presă de ieri, percepția publică este așa. Primăria trebuie să-și reorganizeze activitatea și din alte motive, dar în special din cauza că va trebui să se readucă în curtea proprie anumite servicii oferite populației. Așa este. Deci asta este percepția. Bun, la ce anume ne gândim? Eu am văzut ce a declarat ieri primarul, apropo de, și-a dat exemplu cu locativ serv, care e un exemplu deja arhicunoscut, dar acolo apare și la un moment dat și o declarație total de acord cu locativ serv, deci nu cred că există, cred că și cei de la locativ serv sunt de acord că principial lucrurile stau așa, dar asta e altă poveste. Apare și o declarație vis-a-vis de viitorul acestei societăți care ar trebui să îndrepte mai mult spre zona de concurență cu firmele private. Ce înseamnă asta? N-aș putea să intru foarte mult în detaliu, dar ce ne dorim de la o societate a Consiliului Local? Să fie performant, da? Să aducă performanță. Performanța nu se măsoară doar în banii aduși. Se măsoară, din punctul meu de vedere, în principal, de satisfacția cetățeanului pe care îl servește acea societate. Și atunci, dacă vorbim de locativ, e vorba de cetățean. E mulțumit de serviciul pe care îl prestează această companie, ar dori să schimbe ceva și am primit destule, să spunem, propuneri de îmbunătățire a acelor servicii. Da? Încerc să fiu cât mai delicat posibil. Eu mă gândeam la un frigider. Da? Vorbim după aia de urban. Avem situații de administrare piețe versus situații de la propriu tăiatul ierbii. Da? Și în momentul în care nu te descurci... Avem și câini vagabonzi. Avem și câini vagabonzi. Deci tăiatul ierbii la câini. N-aș vrea să intru atât de tare. Dar cu siguranță pot fi optimizate anumite activități. Și atunci, una din idei este de a internaliza anumite servicii, poate nu toate serviciile pe care le au aceste societăți, anumite servicii pe care considerăm că le putem gestiona mai bine în primărie. Sau într-un alt mod, repet, performanță, atât în partea economică, dar cel mai important, satisfacția utilizatorului final, cetățean. Da, sincer am rămas un pic uimit săptămâna trecută, cred, când am văzut o declarație a domnului primar, care spunea așa, caută oameni să se angajeze la urban pentru tăiatul ierbii și le asigura, spunea domnia sa, un salariu de 2500 de lei. Net. Mă credeți net. Că nu vin oameni la acest salariu net? Având în vedere, eu vă cred. E o situație, scuzați-mă pentru o situație pe care nu înțeleg. 2500 de lei net pentru o activitate de genul acesta este mult peste prețul pieței și chiar așa nu vin oameni. Întrebarea mea este, urbanul fiind o societate în insolvență, e insolvență, deci ei sunt încă... Buget, atenție, buget pentru activitatea asta este aprobat. Deci indiferent că este în insolvență sau... La 2500 de lei angajatul pentru plătit... activitate de tăiat iarbă, da, este buget pentru așa ceva. Îmi cer scuze atunci, dar cred că ar fi trebuit făcută și o prospectare a pieței. Ieri erau doi oameni aici, la magazin în piață, la magazinul unde se vând chestii din astea de tăiat iarbă, știți? Și... Oamenii probabil cu asta se ocupau. M-au văzut și m-au oprit. Și că șeful zice, dacă îmi dă mie 2500 pe om, mie îmi convine că oamenii mei îi plătesc cu 1700-1800 de lei. Îi trimit pe ai mei să lucreze, că îmi rămân și mie niște bani de acolo. De asta zic că... Păi, și atunci care este problema? De ce nu vin oameni? Sincer, vă întreb cât de sincer se poate. Dacă am pus afișe peste tot cu această... După emisiune vă spun. Am înțeles. Nu vreau să... Să-mi stricați... Nu vreau să mă trezesc cu alte probleme, știți? Am înțeles. Deci după emisiune vă spun de ce nu vin oameni. Da. Pe de altă parte, să știți că dacă în loc de 2500 de lei s-ar găsi o soluție de discutat cu cei care administrează asociațiile de locatari, de proprietari în jurul blocurilor. A mai fost o situație de genul ăsta acum câțiva ani, am înțeles, în care s-au cumpărat câteva mașini pentru tăiat de iarbă și s-au dat administratorilor de bloc.
și acele mașini au ajuns pe la țară prin alte zone, după care am înțeles că au fost retrase de la ce, pentru că nu a funcționat acel sistem. Asta nu înseamnă că nu vom încerca ceva similar. Trebuie gândit foarte bine, cu responsabilități, cu suprafață, cu termene, și atunci putem vorbi poate de... Acel sistem a căzut pentru că erau niște interese să cadă. Deci interesele țin de asigurarea unui serviciu bine plătit de către Primăria Piatra Neamț în orice condiții. Era bine plătit. De aceea anumite inițiative mureau. Așteptăm propuneri din partea dumneavoastră. Asta nu înseamnă că noi nu ne facem temele și nu pregătim ceva. Dar, după cum ați observat, orice propunere sau regulament care afectează în mod direct și pe termen lung cetățeanul a fost scos la dezbatere. A fost analizat cât de bine s-a putut în echipă și nu doar asta, și cu prieteni externi și orice alt fel de entitate care se ocupă cu așa ceva, gen consultanță. Asta a ieșit. Orice poate fi îmbunătățit, așteptăm propuneri. Și la această activitate vom face la fel. În momentul în care vom avea un plan bine definit, conturat, îl vom scoate în dezbatere publică pentru a primi și observațiile și recomandările cetățenilor. Apariția compartimentului de supraveghere a direcției tehnice va duce la, știu eu, renunțare nu se poate, dar, știu eu, schimbarea modului de funcționare a compartimentului sau nu știu cum se cheamă acolo, birou ce aveți, de guvernanță corporativă? Vor apărea și schimbări și responsabilități. De ce îmi spun asta? În actuala organigramă, mă rog, fost organigramă înainte ce trebuia de a fi... să facă guvernanța corporativă. Trebuiau să urmărească tot ceea, lucrurile despre care noi discutăm acum. Performanța societăților, să stea de vorbă, să se implice în partea de selectare într-un fel a gamanilor, să urmărească planurile de dezvoltare viitoare, lucruri care, să fim cinstiți, nu prea s-au văzut până acum. Pe partea de guvernanță corporativă n-aș putea să aduc foarte multe comentarii, dar pot să vă spun că în organigrama anterioară exista un paralelism de activități. Ce înseamnă asta? Că, pe de o parte, Departamentul de Patrimoniu avea un tip de contract pentru anumite tipuri de reparații, de exemplu. Nu știu, reparații electrice. În același timp, Departamentul de Gospodărie Comunal avea un contract similar, pe activități similare, pentru a îngriji, să spunem, zonele pe care le aveau ei în administrare. Cu această nouă organigramă, ce ne dorim este să normalizăm acest serviciu la nivel de primărie. Când vorbim de un serviciu, de un contract de prestări servicii de un anumit tip, acel contract să fie valabil pentru toate compartimentele. Asta ce înseamnă? Mult mai puțin timp pierdut în a căuta un cum zic, pentru că asta se va face cu licitații cât se poate de complexă. Și atunci, nu mai există riscul sau este minimizat riscul de a avea un contractor pe care poate l-ai găsit într-un timp mai scurt și nu știi exact cât de performant va fi. Vei avea un cost per activitate negociat mult mai bine, vorbind de un volum mai mare de activități, și asta în urmă îți aduce două lucruri, calitate mai bună și preț mai mic. Această soluție este folosită în mod constant în companiile private. Contracte cadru de servicii pe diverse tipuri. Că vorbim de serviciu de reparații electrice, că vorbim de serviciu de reparații hidro, serviciu de reparații gaz, serviciu de reparații interioare, finisaj și așa mai departe. Sunt servicii pe care le folosesc aproape toate departamentele. De la DDIP în monitorizarea contractelor de executate, cât și cei de la gospodărie comunală, cât și cei de la patrimoniu. Și atunci, repet, această organigramă practic nivelează acest tip de activități. Tot în declarația lui Andrei Carabelea de ieri, probabil că a încercat să fac cât mai multe declarații. Data viitoare am să-l rog pe domnul primar să vină. Nu, astăzi l-am iertat astăzi din motivele știute. Da. Nu? Adică el a declarat mult ieri ca să poată sărbătoriască, e ziua lui, dacă nu mă înșel, nu? Uh-huh. Parcă așa țin minte. Așa da, este. Să trăiască domnul primar. Să vă trăiască. Să ne trăiască. Așa. Ne așteaptă viitor bun, vă spun. E de muncă, dar... Da. Deci, domnia sa spunea așa, că, apropo de fondul locativ, că poate fi gestionat de numai 3 persoane pe partea de coordonare a activității și că va fi creat un compartiment cu 20 de muncitori
pe partea de întreținere care se ocupe nu numai de fondul locativ, ci și de școli, ștranți, spații de joacă. Adică veți avea o echipă de oameni a primăriei, nu pusă în compartiment la publicer sau în altă parte. Repet, sunt fix aceeași direcție pe care a spus-o și la, și la parking. Administrarea locurilor efective o vom face din primărie, dar blocajul, identificarea în teren a mașinilor care au parcat regulamentar, neregulamentar, ridicări de mașini, probabil că vor fi servicii externalizate, pentru că sunt servicii pe care efectiv nu le putem gestiona și nu are rost să luăm echipamente pentru a le gestiona noi în primărie. La fel și la locativ. Partea de realizare contracte, reziliere contracte, din păcate trimitere în judecată pentru cei care nu plătesc și sunt destul de mulți, astea pot fi realizate cu departamentele existente în primărie. Ai departament juridic, ai departament gospodărie comunală, adică sunt activități pe care le cunosc și le pot gestiona. Contractele, în partea mare de... parte, tot primăria le făcea pentru locativ, serv acum. Și atunci, partea de reparații, e același tip de reparații pentru o țeavă de apă, am nevoie și la un fond locativ, cât și la baia comunală, cât și la stadion. Și atunci, de ce să am două sau trei entități care se ocupe de același lucru? De ce să nu am una pe care o pot gestiona mult mai bine la nivel de performanță? Și, repet, și la nivel de costuri pot scădea acel cost, având un volum mai mare de lucru? Să vedem că veți avea cei 20 de muncitori. E de muncă, dar sunt sigur că le putem gestiona. Nu sunt activități de neurochirurgie, să spun așa. Mai vede. Le spun în cunoștință de cauză pentru că mă pot ocupa și de partea electrică și de partea hidro și mai puțin la gaz. Nu știu dacă dumneavoastră vă ocupați de așa ceva. Se amintea de un birou de administrare a piețelor? Este și așa ceva acolo. Da. Asta înseamnă că activitatea de piață încet, încet... Va fi partea... cel mai probabil... Repet, va fi separat. Anumite activități vor fi gestionate de primărie, anumite activități vor fi gestionate de societatea Consiliului Local. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu sunt încă fixate aceste detalii. Este vorba de a crea o infrastructură să fim capabili să gestionăm anumite servicii, pentru că în acest moment nu avem departamente care să fie antrenate, să spunem așa, în acest scop. Da. Și doar parte din activități. Acum două săptămâni ne-am văzut noi în emisiune. Ce noutăți avem pe partea de coridoare de mobilitate, subiectul meu preferat? Noutăți? Nu foarte multe. Lucrăm la tot ce înseamnă cai de sarcini. Tot la cai de sarcini. Tot la cai de sarcini. Vrem să iasă... Să avem cât mai puține, dacă nu, nicio contestație. Dar e un vis prea frumos. Nicio, zic cât mai puține și cât mai ușor de rezolvat. Am văzut acum, așa am și scris pe subiectul acesta, în ediția apărută ieri în ziar, apropo de demontarea unor stații auto. Demontarea unor stații auto? Stații de așteptare. Stații de așteptare, da? Și bănci și ce mai erau. M-am uitat și am văzut că este pe zona coridoarelor de mobilitate. Nu sunt toate pe... Deci proiectul, o parte dintre ele sunt pe zona... De mobilitate, da. Și întrebam, nu trebuiau să fie în proiectul de mobilitate? Nu, sunt proiecte diferite. Toate sunt legate de mobilitate. Asta este un proiect, da, într-adevăr, cel cu construcția de stații inteligente. Exact. În proiectul respectiv nu trebuia cuprinsă și demolarea? Nu neapărat, pentru că ea poate fi lăsată în sarcina beneficiarului. Adică în momentul în care faci un contract, definești drepturile și obligațiile. Și atunci, dacă beneficiarul este dispus să facă acele activități, atunci ele nu vor fi prinse într-un contract separat sau cu o clauză separată pentru... S-ar fi putut prinde, bineînțeles, dar e vorba de minimizarea costurilor, indiferent că vorbim de construcție principală sau de demontarea unui obiectiv. Aici, dacă îmi permiteți, de exemplu, la unul din parcurile pe care realizăm, partea de racorduri electrice o face beneficiarul, pentru că așa este scris în contract. Parcul în sine este făcut pe proiect european. Da? Pentru că Uniunea Europeană așteaptă să vadă implicare și din partea beneficiarului pe anumite activități. Și nu să spună, vreau să faci tot. Nu. Am înțeles. Pe mine ce m-a mirat? În raportul de oportunitate al acestui proiect apare o frază care, sincer... Deci executarea lucrărilor complementare aferente dezafectării a 25 de stații de așteptare aflate în proprietatea Troleibuzul SA.
Nu toate sunt ale primăriei. Ok. Și atunci de ce primăria le dezafectează? Pentru că sunt lucrări care au fost făcute probabil în parteneriat. Adică dacă o stație de autobuz poate avea trei lucruri, să spunem. Instalație electrică, suprastructura și infrastructura. Adică fundații, partea metalică și conectarea electrică. Și atunci... Și dezafectarea se face tot în parteneriat? Păi dacă a fost realizată în baza unui parteneriat și responsabilitățile sunt împărțite. N-aș putea să intru special pe acel contract. Nu, pe mine contract, m-a mirat lucrul acesta. Vă spun, am mai întâlnit situații de genul ăsta unde fiecare și ea responsabil. De exemplu, ele vor fi, fiind proprietatea troleibuzului, ele vor fi depuse la troleibuzul. Troleibuzul se va ocupa de mentenanța acelor stații sau de reinstalarea lor în alte poziții. Asta în funcție de planurile lor de dezvoltare. Noi, pe de altă parte, rezolvăm restul. Fundația. Noi oricum trebuie să realizăm fundația pentru noua construcție, așa că e practic... Deci, practic, dumneavoastră, dezafectați, faceți și fundația pe banii primăriei. Pe banii primăriei, da. Și după aceea vine proiectul care înseamnă pur și simplu montarea noilor stații. Nu, nu, fundațiile intră tot în proiectul de stații. Deci nu face primăria. Nu face primăria fundația. Da, nu, de asta mă miram. Nu înțelegeam exact care e situația. Oricum, în mesagerul de ieri am numit primăria Piatra Neamț și Consiliul Local instituțiile săptămânii. Asta e de bine. Mulțumesc. Dar știți de ce? De ce? Pentru faptul că după foarte mult timp s-a gândit cineva să facă un proiect de hotărâre prin care elevii de pe raza municipiului care doresc să meargă cu transportul în comun pot să o facă gratuit. Lucrul acesta, teoretic, pe hârtie, duce la o degrevare a traficului, nu știu care e cuvântul corect, a traficului dimineața, când se duce oamenii la școală și când pleacă de la școală la prânz. Lucrul ăsta este foarte bun. Da, și înainte, nu sunt stăpân pe acest subiect. Nu, dar dacă înainte era numai pentru anumite categorii. Eu mă duc aminte că au ajuns hârtii pentru plata biletelor, numai pentru anumite categorii. Acum este pentru toți elevii din preuniversitar. Ceea ce este un lucru deosebit, chiar foarte bun, e normal. Dar el trebuie urmat de altceva. Ca să-l convingi pe unul care, pe un părinte care își duce copilul la școală, din rațiuni diverse, copilul poate să ducă la școală cu un mijloc de transport în comun, acela trebuie să fie securitate. Securizat, să fie curat, să fie civilizat înăuntru, să nu trebuiască să stea într-un picior. Și atunci, înțelegeți de ce ne luptăm atât să avem și benzile dedicate, și autobuze de ultimă generație, și stații cu monitorizare video? Sunt toate legate. Eu am înțeles. Problema este că asta cu autobuzele e mai complicat când nu e la mâna dumneavoastră. Vă spun că nu am niciun dubiu că și la Consiliul Județean au toată determinarea să asigure că aceste autobuze vor funcționa. N-am niciun dubiu. Refuz să cred asta. Și din ce am văzut până acum, au toată deschiderea pentru a realiza acest lucru. Dar care e stadiul? Stadiul este licitație, dacă nu mă înșel, pentru a doua. Nu e o temă. Și prima? Cred că a fost deja realizată licitația. Nu știu exact în ce stadiu se află. O să ne interesăm, pentru că și acolo... O să mă interesez și eu. Data viitoare mi-am notat. Da, o să ne interesăm, pentru că la Troleibuzul, ca și la Salubritas, a fost un concurs rapid și avem un director nou pus, adică instalat cu tot ce trebuie de pe urma unui concurs adevărat. Probabil că am participat singur la concurs, dar concursurile sunt concursuri adevărate. Întotdeauna. Fiecare instituție are responsabilitatea de exact. Face treaba corespunzătoare. Exact. Nu vreau să comentez. Și fiind un director nou și instalat bine acolo, și provenit dintr-un partid politic care se știe că întotdeauna au urât sinecurile, vorbim de PMP aici, nu pot să fiu foarte serios, dar trebuie să fiu, este ok. Deci vom avea o conducere competentă la Troleibuzul în continuare. Deci, noutăți, scriem încă caietele de sarcini. Cam când credeți că vom avea... Caietele de sarcini pentru Mihai Viteazu, cred că săptămâna viitoare va fi deja finalizată. Și după aceea, pasul următor? Va fi, practic, implementarea lor, modificarea anumitor parametri pentru a fi utilizate și pentru celelalte două proiecte.
Așa, și cam pe când vom putea discuta despre... Trebuie să vorbesc cu departamentul de achiziție, să vedem exact cât va dura, dar mai durează câteva luni. Pentru că deci anul acesta, eu întreb nu fără dacă un scop. Anul acesta, știu, dacă anul acesta vom începe lucrările, există posibilitatea, dar e destul de redusă. Deci, practic, anul acesta... Poate doar încă... anumite activități, pentru că... Genul acesta, dezafectare stații, bănci... Exact, lucrări mecanice care se pot realiza și pe perioada de iarnă. Pentru că nu știm cum va fi iarna, nu putem să ghicim asta, dar sunt anumite activități care se pot realiza pe timp de iarnă. Nu putem să turnăm betoane decât în anumite condiții. Un mare filozof din politică spunea că iarna nu-i ca vara. Da, cunosc. Așa, la noi, la Piatra Neamț, din când în când... Se pot face lucruri și ce se fac iarna-vara sau vara-iarna. Ieri, de exemplu, în fața Consiliului Județean și a Prefecturii, se lua cu lopata apa. Da. Am sesizat acest lucru, am vorbit deja și cu responsabilul, cu directorul companiei și m-a asigurat că va reface acea zonă. Am punctat, zic eu, foarte clar că suntem foarte atenți la acest tip de activitate și nu este permisă. Acum, sincer, nu a fost o ploaie de o zi întreagă și au realizat activitatea. Oamenii au frezat corespunzător, au pus stratul de bitum corespunzător, a venit ploaia. Problema este că au continuat și după acel punct anumite activități. Dar vă asigur că au fost... Cu o zi înainte, ce s-a întâmplat pe Pirvighetorii? Am primit foarte multe telefoane, filmulețe... Că se toarnă pe ploaie, Am discutat și pe asta, am avut responsabil acolo și ne-a asigurat că în momentul în care au turnat era asfalt. Adică stratul era corespunzător pentru a recepționa atât bitumul cât și asfaltul. Deci nu era asfaltul. O problemă acolo. Mai mult decât atât, aici vorbim de lucrări de garanție. Un lucru pe care vă asigur că va fi implementat este ca fiecare lucrare executată să aibă o coordonată geografică și un raport. Când a fost realizat, cine a realizat, dacă au apărut comentarii și dacă are nevoie de atenție separată, dacă au fost puse în dubii modul în care a fost executată. Plus perioada de garanție pentru acea lucrare. Da. Fie că vorbim de o gură de canal, de un Geiger sau fie că vorbim de o stradă asfaltată. Ascultătorii noștri mai inteligenți decât noi. Întrebare în municipiul reședință de județ nu se pot interzice la ore de trafic intens. Aprovizionarea magazinelor, măturatul străzilor, colectarea gunoaielor, pictarea marcajelor rutiere. Hai să nu spunem că interzice. Nu se pot face la ore în care să nu fie traficul ceva. Vă aduceți aminte sensul geratorului prin Nicolae Dăscălescu? Cred că domnul primar Andrei Carabele a spus foarte clar. Vom împinge ca toate aceste lucrări sau mare parte din ele să fie mutate pe timp de noapte. Atât cât nu vor deranja foarte mult local cetățenii. Aprovizionarea magazinelor ultimul a fost marcajul. Da. Da? Deci lucrări de salubrizare puternice, lucrări de remarcare a străzilor, clar, pot fi mutate pe noapte. Fără discuție. Niște costuri adiționale pentru că e lucru pe timp de noapte, dar ele vor fi analizate corespunzător și ce se va putea face pe timp de noapte și are un impact minim asupra cetățenilor, va fi mutat pe timp de noapte. Partea de aprovizionare, cu siguranță, mi-ați raportat deja situația de aici, se va rezolva în curând, vă asigur. E unul din aspectele de organizare de piețe care cu siguranță pot fi realizate mult mai eficient. Și da, aprovizionarea trebuie făcută într-un interval orar, la fel ca și mașinile de școală care nu pot să intre la ora 8 în rush hour pe coridoare principale și așa mai departe. Sunt mai multe activități care pot fi reprogramate pentru a nu afecta atât de mult traficul. O părere a unui domn, Valentin Mareș, pentru a eficientiza buna funcționare a primăriei, mai întâi de toate trebuie să restructurați oamenii neperformanți și lipsiți de orice pregătire și competență pe acele posturi pe care le ocupă. Este o afirmație foarte brutală. Nu spun de că nu există ori, și situații de în multe care, ori corectă. Să spunem că oamenii sunt unii angajați nu au o eficiență foarte bună, dar așa cum este acum structurată primăria, așa cum sunt fișele de post, nu se poate trage linie să spui clar ce performanțe nu au fost atinse și care sunt cum îi spune
deciziile disciplinare care ar trebui aplicate. Știți foarte bine că nu mai există comisii de disciplină, e destul de complicat. Asta nu înseamnă că noi căutăm să intrăm cu picioare, dar cu siguranță trebuie făcute și am spus că vom face acest lucru pe nouă organigramă în refacerea fișelor de post și includerea în acele fișe de post a unor performanțe clare, punctuale, pe obiectivele pe care le au, obiectivele de administrat, de exemplu. Da? Dar e de muncă, nu s-a mai făcut până acum, decât într-o modalitate foarte generală. Am speranța și vă asigur că atât domnul primar cât și tot aparatul lui lucrează pentru a face aceste fișe de post foarte clare și obiectivele foarte clare. Și o afirmație tot de la domnia sa, cu care cred că suntem de acord cu toții, reformă nu înseamnă să mărești aparatul de stat, reformă înseamnă să-i păstrezi pe cei competenți și dedicați nevoilor reale acestui oraș. Total de acord. Restul pot merge să lucreze în mediul privat, unde rețeta, pile, cunoștințe, relații nu funcționează. De aceea, în momentul în care se vor schimba anumite compartimente, chiar angajați din primărie vor trebui să dea curs dacă vor să ocupe anumite posturi. Nu vorbesc nominal, vorbesc ca principiu. Și atunci se va face o selecție. În momentul în care persoanele arată că sunt capabile să gestioneze noul job, o vor face. Dacă nu, nu merge în altă direcție. Este clar că vrem performanță. Eu zic să ne oprim aici. Să ne oprim aici la faptul că se dorește performanță. Se dorește performanță. Și să fim cu toții de acord că vom urmări în următoarea perioadă să vedem dacă ceea ce ne spune tehnicianul din primărie, eu așa vă văd, ca pe un tehnician, ca pe un inginer la primărie, chiar inginer căutăm, ca meșteșugar acolo, va bate cu ceea ce își doresc oameni care lucrează în alte sfere și ar dori să influențeze lucrurile în instituții publice gen primărie. Sunt foarte curios cât va ține această, să-i spunem, independență. Cât ne țin bateriile. Cât vă țin bateriile. Haideți atunci să găsim niște... Vorbim cu sunt nucleare. Tesla. Vorbim cu Tesla să aducă niște baterii. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și vă mulțumesc. Vă doresc cât mai puține ploi în perioada următoare. Apropo, am înțeles că este activat celula de criză. Așa în este. Caz de inundație. Avem echipamente pregătite pentru scoaterea materialelor ce provin din aluviuni, în cazul în care se întâmplă, suntem pregătiți. Am văzut că zona Strandului, Vălen, dar pe acolo... Exact, în zona Vălen, zona Doamna, suntem pregătiți pentru situația de urgență, dar în același timp vă pot spune că avem proiecte, avem și execuție de lucrări de îmbunătățire a situației părailor care sunt în administrarea noastră, avem soluții atât pentru acestea, cât și pentru cele care sunt în administrare comună, Ocolul Silvic, SGA. Sunt lucrări care au fost deja executate de Ocolul Silvic în amonte pentru a sunt un fel de mini baraje care practic blochează aluviunile puternice. Acolo s-a lucrat foarte bine, cel puțin așa la vedere, așa nu, ce nu, se nu, vede. S-au fost realizate, nu știu cum sunt au tehnic fost realizate făcute. Corespunzător. Firma care a lucrat chiar a lucrat din plin. Nu mi-aduc aminte numele firmei, dar e o firmă de undeva de din afara județului, cred că din Maramureș. Am văzut și turnarea a fost făcută corespunzător și săpătura și pregătirea terenului și armăturile. Adică oamenii au făcut o treabă. Deci dacă de acolo se coboară cum trebuie, s-ar putea să se rezolve. Toate acele baraje au rolul de a păstra aluviunile principale, pietrele principale și de a rupe energia cinetică a apei. Asta înseamnă că vine pohoiul mai încet jos și poate fi controlat de structurile existente. Atâta timp cât aceste lucruri nu ar fi fost făcute, oricât de bine ar fi făcut canalul, tot s-ar fi blocat într-un loc. Pentru că nu este, n-ai cum să proiectezi. Ar fi prea mare să-l proiectez ca să poată să primească. Mai rămâne acolo ca departamentul tehnic sau care o fi să intre și să vadă împreună cu cei de la patrimoniu situația caselor din zonă, care dintre ele sunt construite cu autorizație. Întâi ne ocupăm, vă spun sincer, că pot fi lucruri făcute în paralel, dar sunt și lucruri care trebuie făcute pe rând. Întâi ne ocupăm de siguranța aceste infrastructuri pentru a evita ulterior distrugerea caselor, indiferent dacă au fost făcute cu autorizație sau fără autorizație. Tot o casă de om. Da, dar ideea este că ar trebui la dar un am moment înțeles dat, ideea ar trebui să intrăm într-o legalitate, adică în momentul când se ridică o casă și vezi că cineva face o casă, adică cineva vede, spune, băi, stai un pic, are autorizație, nu are autorizație, hai să vedem ce facem ca omul ăsta. E sigură pentru oamenii din amurul? Exact.
atunci vom intra într-o normalitate administrativă la care bănuiesc că toată lumea tinde în acest moment. Pas cu pas. Vă mulțumesc mult pentru participare. Vă salut, mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Să ne vedem sănătoși și voioși luni, dacă lucrurile vor merge bine. Cele bune, numai bine, weekend însorit. Doamne ajută. La revedere.